Ultima ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene a fost un succes, o ediție care a fost apreciată de multe nume grele ale culturii românești și din străinătate. Astfel s-a spus pe bună dreptate că Giurgiu a fost în acea perioadă capitala teatrului românesc. Cu toate acestea, în baza unor reglementări interpretate eronat, directorului Mircea Mei Ionescu i-a fost respins dosarul pentru participarea la concursul de ocupare a funcției de manager al teatrului. Vreau să vă spun că ultimul festival al nostru, al Teatrelor Dunărene, și mai ales premiera Oreste, Legile Sunetului, au avut un eco absolut peste așteptările mele. De la Ion Caramitru, care m-a felicitat și a spus că este admirabil ce se întâmplă aici, de la aparițiile doamnei Felicia Filip la televiziune, care a spus că la Giurgiu s-a scris istorie, la interviul pe care l-a acordat maestrul Cristian Mihăilescu presei giurgiuvene, a Cerpesului, care a spus că pentru o seară Giurgiu a fost capitala teatrului românesc, la scrisoare, la Facebook-ul domnului ministru Ionuț Vulpescu, care a spus că pentru câteva zile Giurgiu a fost capitala teatrului românesc, de la domnul vicepreședinte al Uniterului Horia Barna, care aseară la Național, la spectacolul Vizita Bătrânei Doamne al Naționalului din Iași, mă felicita și a spus: domnule, ce ați făcut la Giurgiu e formidabil și o să vă ajutăm în plus. Cu siguranță că îi spusese ceva și șeful dânsului, Radu Boroianu, care a fost la premieră. Felicitări și de la doamna Dorina Lazard, de la directorul naționalului din Chișinău, care a participat la festival, Petru Hadurcă, de la mai mulți regizori, Felix Alexa, tatăl său, Alexa Visarion. Sigur, citindu-se pe Facebook și pe intervențiile de la televiziune, au avut ecou. Eu am mai avut o emisiune la radio, România Actualități, despre festival și despre premieră. La toate aceste bucurii, la toate aceste laude pe care le împart ai mei colegi, am primit un cadou și din partea Consiliului Județean. Asta se întâmpla marți, în care v-am spus că am depus dosarul pentru un nou concurs. Și ce sună, cum sună acest cadou? În conformitate cu prevederile articolului 17 aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 189-2008, ea a fost modificată în 2014, dosarul depus de dumneavoastră în 22 octombrie a fost eliminat din concurs ca urmare a neîndeplinirii condiției prevăzute de paragraful al doilea, litera C, din anunțul public în 4 septembrie, condiție obligatorie prevăzută în ordonanța sus menționată. Asta a fost cadoul. Numai că în acea seară primesc și de la Ministrul Culturii o adresă în care ce spune domnul ministru? Nu o să vă citesc toată, stimate domn, și venim la final. În concluzie, potrivit dispozițiilor articolului 3 din ordonanța de urgența Guvernului numărul 189-2008, autoritatea trebuie să stabilească și să identifice în mod expres condițiile de studii de specialitate corespunzătoare domeniului specific al acestei categorii de instituții. Drept pentru care vin și spun, am făcut și o contestație, vin și spun că toate concursurile de până acum, cele trei în care am primit răspuns negativ, sunt ilegale. Pentru că în toate anunțurile pentru concursuri nu există această stabilire și identificare în mod expres a condițiilor. Acest răspuns a venit în urma unei jalbe puse de mine la Ministerul Culturii. Era joi, imediat după premieră, joi 22. Înainte de premieră, cu un sfert de oră, a sunat domnul ministru și cer scuze că nu poate veni, era într-o ședință de guvern.
Și, sigur, profitând de ocazie, ne-a urmat succes, profitând de ocazie, am spus dacă pot să-l vizitez a doua zi, a treia zi, să-i ducă Edu Program și să-l consult într-o problemă personală. Anticipam că voi primi același răspuns xerox, nemotivat. Și am fost, ajung spre București, primesc SMS, sunt la birou, domnule director, sunt la birou, dacă aveți timp. M-am dus, sigur că m-am dus, eram un cop de oboseală, dar trebuie să mă duc. Și acolo a chemat doi consilieri în biroul dânsului și vă zice, dar nu se poate, e aberant. Ce legea nu este restrictivă, cum o considerați toți, pentru că nu există cuvântul teatru în ea. Legea este permitivă. Permite mai multe soluții pentru fiecare autoritate locală, în funcție de cum vede. Și eu, nu ca prostul, dar vând să am și eu așa o arie mai mare, mi-a zis, păi, spre exemplu, o personalitate marcantă în domeniul culturii, sigur cu studii umaniste. Un director, un manager cu un palmares foarte bun. În cazul dumneavoastră, un dramaturg cunoscut, mai ales că Giurgiu este cetatea dramaturgiei românești. Și atunci deodată mi s-a deschis mintea și fac eu această contestație către Consiliul Culturii, de Consiliul Județean și mai ales către Comisia de Concurs și spun așa, de clarificat sintagma, dosarul de concurs pus de dumneavoastră a fost eliminat ca urmare a neîndeplinirii condiției prevăzută paragraful al doilea, litera C, în primul rând trebuia să anunțe care sunt acele condiții, ce spune acest paragraf. Ce spune litera C din acest paragraf, care a fost în anunțul publicat 3 ori la rând, de anul trecut până acum s-a tot publicat. Citez, diplome de studii și, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări. Diplome de studii am. Documentele. Probabil că foaia matriculă de la Facultatea de Filozofie cu nota 10 la istoria literaturii și arte universale, la estetică, unde am făcut teatru din plin, cu nota 10, la etică, unde am făcut dualitatea morală, universul lui Shakespeare și Caragiale, zic eu, e un document. Cele 19 cărți de teatru scrise, cred că e un document. Legitimația de membru al Uniunii Scriitorilor, filiala dramaturgie din 25 de ani, cred că e alt document. Cele 3 concursuri naționale de dramaturgie, cred că e alt document. Deci document care... Numai că nimeni n-a vrut să accepte acest lucru și probabil că m-a considerat pe mine un nebun. Anul trecut, când era acea parșivă literă care cerea să ai 65 de ani, făcută să-l debarce pe Caramitus. S-a aflat până la urmă, înainte de a inaugura superbisima sala Teatrului Național cea nouă. A căzut. Atunci n-am mai spus nimic, nu m-am înscris. Am plecat la Miami, convins că vin și pe data de 12 ianuarie îmi expiram interimat. Era ok, legea e lege, dar cum legea îmi dă dreptate mie, mi s-a tot spus să aduc o hârtie. I-am spus și domnului președinte și doamnei Marian Oescu că ministrul îmi dă dreptate. Aduc o hârtie, aveau dreptate. Am adus hârtia. Am depus hârtia la memorie contestație. Directorul Teatrului Tudor Vianu a precizat că va încerca să lămurească lucrurile într-o discuție cu președintele Consiliului Județean. Mircea Meionescu nu a exclus ca în cazul în care nu va fi rezolvată corect această situație să se adreseze instanței judecătorești.